nebunia de la New York. Am ajuns la Miami, unde stau la masă cu Romeo. Te salut. Să trăiești, îmi pare bine. Mircea, și e ora 12, Romeo, în Miami, și tu ar dai urea la un suc. Tu ce lucrezi aici, Romeo? Ce să fac? Mă plimb, nu lucrez nimic. Ok. Glumesc, nu. No, am un job, lucrez în parchet. O companie cu un prieten al meu. Și avem joburi zilnic, pot să spun, la diferite locații. Apartamente, vile, case și așa mai departe. Și în rest, muncă, o plajă și plimbări de nou. Hollywood Beach. Hollywood Beach, cât de des vii pe aici? De vreo 4-5 ori pe săptămână. Hai de cameră, asta ți sportul tău, religie. Îți dai seama. A. Tu vii din Mangalia? Da. Și cumva chestia asta ți-a adus aminte absolut, de absolut, România? Absolut, da. Apa, plaja, soarele, nisipul. E suficient o oră, două și îți revii din absolut tot ce există oboseală. Referitor la oboseală. Și la stres, nu? Stres nu prea am, de ce să zic altceva, că nu prea mă stresez de fel. Are multe chestii frumoase Miami, dar pur și simplu faptul că eu în octombrie, aproape 15 octombrie, când acasă la România se dărâde de frig, eu o să fac o baie, mă face să mă simt foarte privilegiat. Sunt în România, dar sunt în America, de fapt. Prima diferență majoră e că foarte, foarte sărată apa. Doamne ferește, deschizat cu ochii în apă. Și valurile sunt mai puternice, sunt valuri de ocean. Se simte chestia asta. Și viața de noapte cum e pentru un român ca tine? Se potrivește? Îți place? E de dans? E ce se întâmplă? E ca și cum ești mulat. Da? Pe tine a fost făcută. Nu mă bag, dai dreptate. Sunt o grămadă de fete drăguțe. Dacă ar fi să-mi dai un sfat, ce ar trebui să am eu ca să le cuceresc aici în Miami? Dacă știi să dai din șolduri. Să dansezi? Să dansezi ceva de genul latino. Da. Sunt ca și cum sunt ale tale de acasă. Am înțeles. Și tu te pricepi așa la astea? Încerc. E o chestie care se învață, că vreau să mă duc de seară și să văd, să exersez dacă... Eu am învățat cu una, de ce să te mint. Ce îți place cea mai mult la Miami? Uite, viața asta frumoasă de aici. Da? Unde există în cluburile, da. Zona Miami se întinde pe suprafață foarte mare și țin cont că la mijloace de transport comun sunt cam varză. E musai să ai mașina aici, așa că am luat un mașină cu 7.000, stau o săptămână, ademeare cu 10.000 după aia. Se fac combinată combinația asta cu America. Și savurăm un mic dejun în Miami, la 16 grade de la aer condiționat, dar măcar avem apă gratis, cu gheață. Totul se vorbește în spaniol aici, cam 90%. Și bineînțeles, extra huge, immense, gigantesc porții, știi? Mult, mare, mult, mult, mult. Am găsit un restaurant care este administrat de un român și anume de Cristi. Te salut, Cristi. Salut, mare bine. Mulțumesc mult că mi-ai dat ocazia să iau interviul ăsta. Cât de greu e să ai o afacere aici în Miami? Cu restaurantele e puțin mai greu. Depindem foarte mult de sezon, de turism. Uh-huh. Iar la noi vara e sezon mort, cum se zice, de prin mai, prin octombrie, așa e no season, cum zicem noi. E prea cald, nu? E foarte cald și nu prea au venit turiști. Deci în domeniul ăsta concurența e foarte mare și e puțin mai greu. Aerul condiționat te obișnuiești după câțiva ani de zile, crede-mă, când stai la 40 de grade în fiecare zi, dacă nu ai aer condiționat, ești terminat. Tu ca și client, pe ce te bazezi? Te bazezi pe român, te bazezi pe străini? Care e mai ușor de mulțumit, să zic așa? Bineînțeles că românii noi suntem mai greu de mulțumit. Da? Întotdeauna am fost mai greu de mulțumit. În comunități foarte mari de sâl, bulgari, ruși mai ales, și sunt foarte mulți, foarte mulți evrei care au plecat din România după război sau înainte de război, care vin aici ca acasă, se simte nemaipomenit, mâncări tradiționale și toate. Știu că și Cristi Borcea venea pe aici prin Miami, l-ai primit? Oh, da, venea tot timpul, era nelipsit. Când veneam la Miami, era nelipsit. Da, în fiecare zi. Oh, da, venea fiecare dimineață la cafea, la o țigare, mai vorbeam de fotbal, avem televiziune, canalele românești de sport, el cu Dinamo, noi cu Steaua. Din mai până în noiembrie e sezonul de uragane și... Ai plecat? Ne-ai plecat niciodată? Nu, sincer să fiu, am plecat
că s-a întâmplat să vină o furtună și am plecat în Olanda la distracție. Am plecat cu copiii la parcuri, dar nu am plecat de frică sau... Sunt mulți care pleacă, profită de chestia asta că vine uraganul și pleacă în vacanțe, se duc la munte sau în altă parte. Cum e, ai un dor pentru România? Da, bineînțeles, aia n-o să, niciodată n-o să treacă dorul ăla. De rucsacul în spate, hai la babele, hai prin pădure, la cabane, la pensiuni, la... Pentru mine asta înseamnă... Sincer să fiu, din ce văd în media, știi, la televizor în România, sunt cluburi belea, ca să zic așa, în România. Nu se compară cu ce e aici. Da. Ei zic că, Miami, dar ei nu știu ce e în partea aia în Europa, cu ceea ce privește viața de noapte, cluburi, femei frumoase și restul, știi? E greu să faci o familie și să fii familist, până la urmă, să mergi într-un concediu cu familia, să ai timp pentru ei. Să mergi în concediu nu e greu și să ai timp pentru ei, pentru că eu am două fete, am familia aici, părinții, sora, noi mergem în vacanțe împreună, nu? Împreună, da. Pot să zic că am la 2-3 luni facem o ieșire. Chiar dacă e de o zi, 2-3 și bineînțeles vara facem mai mult, 2 săptămâni sau... Nu e greu să ieși, să-ți întemeiezi o familie. Lumea nu mai e cum era înainte, nu mai păstrează, știi, respectul ăla, soț, soție. Da. Trăiesc împreună ani de zile sau poate să... Până adânci bătrâniți fără să se căsătorească, știi, sau să aibă copii. Cât e greu să-ți crești un copil, să le duci în mediul ăsta de dinamic, de haotic, să zic așa, tot Dacă știi să te descurci, știi, și, cum să zic eu, internet, social media și toate astea și faci un fel de... cercetezi, umbli ca să vezi care e bună, care nu e bună, care îi poți oferi, îți dai interesul, perfect, ăsta e cuvântul, îi poți oferi copilului o educație foarte bună și gratis. În general, copiii de români merg foarte bine la școală. Poate ne dăm noi interesul mai mult ca părinți, ca... pentru că noi așa am crescut, știi? Da. Ei sunt mai... lasă-l să facă ce vrea. Păi, uite, are note... Nu contează, nu contează că la geografie are note proaste. El vrea să facă doctor, dacă acolo o să fie ok. Ei se axează pe o chestie, știi? Noi românii suntem oameni deștepți, suntem un popor foarte deștept. Le zicea la american aici, zic, norocul vostru care e că sunteți la 5.000 de mile de Europa. Zic că dacă erați mai aproape, zic, munceați toți pentru noi. Yes. Am venit în centrul orașului Miami și când zic centru, parcarea e $15. Am plătit $15, așa că trebuie să stăm minim 2 ore aici să ne uităm la shopping, că de cumpărat clar nu cumpărăm nimica. Uite un pic la lux, la belșug. We're in the Lincoln Road Mall. Today is my birthday. Okay, we have a star over here. Excuse me. Okay, very interesting. Question, why are you only with a bro? Because we went to a pool, you know, it was bikini. I have like a bikini on, I have a bathing suit, but I've just been out all day, I'm sorry. It's Miami, you're allowed to walk into anywhere with a bathing it's suit. It's America, you're allowed to walk and do whatever the fuck you want. Mircea Bravo! Oh, he's so sexy! Yes. Woo! Yes. You are crazy! Okay. I can't do that. Actually. Follow them. Thank you again. Happy. I'm 20, guys, not 21. Okay. It's illegal. I'm still drinking, though. It's 21 here. Okay. I know in Romania it's probably 18. Salut, eu sunt Mircea. Salut, Diana. Diana, tu cu ce te ocupi aici? Cu mai multe, fac evenimente. Okay. Pentru români, pentru comunitatea românească, comunitatea moldovenească de aici, de la noi, din Sunt Miami. Sunt mulți români aici, în Miami? Sunt foarte mulți, foarte mulți, și români și moldoveni. De câți ani ești aici? 12. Mulți înainte. Mulțumesc. Spune despre multifuncționalitatea ta aici, în America. Mi-ai spus că ai mai multe activități. Da, eu sunt și notar. Notar? Da, sunt și notar. În România faci milioane de dolari. În România, aici, nu chiar așa. Plus asta, eu căsătoresc lumea. Okay. Și îmi place să le fac nunțele pe plajă. Să-i oficializez căsătoria pe plajă. Sunt și fete care cer în căsătorie bărbații sau doar bărbați care cer în căsătorie? Sunt și fete. Sunt fete? Și fete care cer bărbații în căsătorie. Da. Okay, acum trăim într-o lume modernă, de ce să ne fie frică? Adică de ce trebuie să așteptăm până vine bărbatul și zice când poți să te duci tu și să-i spui, bă, vrei sau nu vrei? Plus asta fac și torturi. Am înțeles. Torturi tradiționale de-a noastră, bune, nu astea. Nu știu dacă ați avut ocazia să mâncați torturile americane. Crezi că Miami e o zonă care se potrivește pentru român, pentru felul lor de a fi mai așa, mai latini un pic? Adică mai mult decât, să zic, New York sau Chicago? New York și Chicago, să zicem așa, sunt niște orașe foarte... mari și acolo totul este foarte rapid. Noi aici suntem un pic așa, cum spun americanii, mai laid back. Noi așa luăm lucrurile mai încet, cardeleni. Da, sunt de Corke Travel.
O experiență foarte frumoasă, dar, nu știu, pentru o perioadă mai lungă nu cred că aș fi... Bla-bla-uri de astea. Hai să întreb eu ceva concret. Dacă ar fi să recomand la un român să vină cu Work and Travel, ai spune Miami? Da, clar. Dă-i trei argumente. Temperatură foarte bună, petreceri. Ninias. Multe la tine. Femei. Și cam cu câți bani pe o seară de petrecere de asta? Cu o cinste la o fată, cât de cât? Păi, cu $100, cam așa. $100, bun, perfect. Bă, băieți, ce să zic, succes cu nebunia asta pe aici, ne vedem în țară. Sigur, gata. See you soon. Suntem aici cu Cami, nu? Cami, Cami Onolfo. Mircea. Sunt aici de 20 de ani. Eu lucrez, de fapt, în două diferite categorii. Una, lucrez ca marketing director pentru diferite companii și sunt... Am o clinică, da? Și sunt holistic healer, cum ar veni. Okay. Mă tratez cu plante medicinale, ceva care am crescut în România și am adus tradiția din România aici. Și pentru care ai scris o carte, nu? Ia, am scris, de fapt, trei cărți. Am una acum, aici. Miracle Herbs and Plants, yeah. Medical Remedies Manual. Ok, și cum e meseria asta de medical holistic? Eu tratez prin mâncări, okay, și prin plante medicinale. Cumva mai natural, mai firesc. Tot natural, ia, yeah, holistic, ia. Yeah. Pacienții pe care am sunt oameni care pur și simplu nu mai au nicio șansă să, okay, în medicină, pentru că tot ce au luat le-au cauzat multe side effect-uri și nu mai au nicio option și până la urmă zic ok, hai să încerc cu plante asta medicinale. Astea sunt niște studii care tu le-ai făcut în țară, le-ai făcut aici? Am început de fapt în România, nașa mea, unde suntem noi, în Vatra Dornei, a fost, cum ar veni, ea era care făcea pentru tot satul. Deci ai luat din plante. România Le-ai luat din România chestiile astea și le-ai acolo le-ai înveți. For example, cartea asta, asta e prima pe care am scris-o, e o trilogie, cum ar veni. Am pus, for example, Medicinal Uses, unde scrie exact toate componentele care planta medicinală are, utilitatea și după aceea cum funcționează, cum să o folosești. Ok, motamo, pentru băbești. Exact, okay. Yeah. Cum să faci un ceai. Cum să faci un ceai, cum să faci, cum să iuți, whatever. Ți dor de casă, vrei să te întorci? Sincer să fiu, mi-e dor de familie, dar nu de România. Deci dacă ar veni familia aici, ai fi o femeie, o persoană împăcată, nu? Perfect. Do you live the American dream? Toată lumea din afară crede că noi venim aici și totul ne cade din copac sau putem doar cresc bani în copac. Nu e așa. Noi când venim din afară, dacă ai o educație, într-adevăr poți să trăiești visul american. Pentru că noi muncim mai greu, da, pentru că suntem motivați ca să ținem joburile pe care le avem. Adică dacă ni se oferă o șansă, încercăm să facem tot posibilul ca să ținem. Sper că într-o zi o să fiu proud de România, pentru că politica la ora actuală nu este... ce vrem noi. Viața e destul de scumpă și aici în Miami. Ca să faceți o idee, suntem într-un complex rezidențial care are ieșire la canalul ăsta, frumos, elegant, și un apartament cu două camere are o chirie de peste $2,500. De ce trebuie să ții în cont în țară? Trebuie ca să te duci în cap. Asta vrei, să sari în cap, da, și nu pe burtă. Da. Trebuie să sari puțin în sus. Da. Și apoi să te arcuiești de spate, în așa fel încât, da, să nu cazi pe burtă. Okay. Bine. Hai să încercăm. Hai să încercăm. Deci pe fara, bă, nu? Bă, tăcele, tu, domnule! Ce, nu știu cum? Ca și când cald frână și accelerație deodată, nu știu ce să fac. Ideea e să nu-ți fie frică. Groaznic. Mai zar că e tare, dacă face tot așa, iasă clipul fain. Marius a fost românul care ne-a băgat la el în casă, ne-a arătat, vrea să ne arate unde stă. Spune un pic unde locuiești, să înțeleagă și lumea. M-am mutat în Brickell, când am ajuns în Miami am locuit în South Beach. M-am mutat pe Venetian Way, o zonă extraordinară. E un complex, da? Cu multe apartamente, avem sus spațiu cu piscină, sală, toate acolo îmi fac antrenamentul pentru mine câteodată.
antrenez în toate sările din jur. Suntem în jur de 6-7 români, să zic, în zona Brickell, care e zona financiară în Miami. Poți să întreb cât plătești aici chirie? Da, e chirie aici în jur de 2000. Deci 2000 de euro, 2000 de dolari costă chiria într-un loc, da, e un spațiu mic, 2000, mai multe camere, 2500, 3000, o zonă foarte aproape de tot. Din păcate, stăpânul a renunțat la el. Okay. L-am luat din shelter, vreau să-l injecteze, să... Vreau să zic sincer, toată lumea aici are câini. Da? Da. Păi cât timp te saturi de Miami? După de vorba când intri într-o relație sau sunt unii care... Când nu intri într-o relație, cam atunci. Până atunci, Miami întotdeauna te atrage. Ce diferențe ai mult din România? Atmosfera aia mai caldă un pic, cu mai mulți prieteni, când ieși, nu mai știi pe cine să suni, unde să ieși, ce să faci. Ce văd românii la televizor despre americani ar fi faptul că... Bani, aruncă cu bani, fac. De fapt, nu e așa. Când ajungi să locuiești aici, vezi de fapt cum au ajuns ei să se dezvolte așa. E o țară care pe mine m-a schimbat foarte mult. Nu știu, mi-e greu să mă gândesc că mă întorc acasă și să reiau tot de la început. Nu știu, parcă n-aș putea să reiau de la început, poate aș porni de altundeva. Da, da. M-a schimbat mult America, dar consider că bine. După cum ai văzut, spațiile unde locuiești, mai mici, mai restrânse, te menții acolo și dacă vrei să-ți petreci timp, poți să vezi la un film, la cinema. Okay. Aici ai acces non-stop, 24 de ore, vrei să vizionezi un film, îți pui filmul, te relaxezi. Câteodată vin cu prietenii mei, ne jucăm biliard, okay. Ne relaxăm frumos, mai gătim, tot ok. Hello. Aici urmărim meciurile de fotbal și... Toate sporturile care vrei să le urmărești, le urmărim aici. Și e și o socializare aici, până la urmă. Da, da. Adică, de exemplu, dacă tu ești singur, mai cunoști o fată aici, la, nu? Am înțeles, da. Deci, dacă vii aici și toată lumea e prietenoasă, vrei să povestești cu cineva aici, nu trebuie să vii, cum te cheamă, deja lumea începe să te salute, te abordează absolut, o bună, foarte, foarte restrâns. Toată lumea stă aproape una de alta. Toți americanii încerc să se posteze. Comunitate, exact. Și fiecare clădire păstrează așa, avem securitate, avem tot, deci nu trebuie să-ți faci griji, nu să închizi ușa, să faci chestii de genul ăsta. Aici, dacă o să ieșim afară, avem piscina unde îmi petrec timp după sală, în not, și îmi petrec timp cu prietenii mei afară, stăm la soare, ca băieții în Miami. Aici ne facem grătarele mereu, gătesc mereu aici sus. View, nu știu, Mircea, să fiu sincer cu tine, cred că le-am pe toate acum. Da. Simt că sunt fericit. Am ajuns să am tot luptat, am încercat să văd unde îmi găsesc fericirea și consider că mi-am găsit fericirea. Dacă vii să te simți bine în Miami, da. E perfect. E locul perfect. Când deschizi un geam și vezi oceanul, da. Vezi piscine, mașini, avioane și le ai pe toate în același loc, e greu să deschizi altundeva un geam să le vezi pe toate. Să fiu sincer, iubesc toată America. Îmi place să călătoresc în jurul Americii, dar aici mi-am găsit locul unde consider că aș putea locui câțiva ani până când mă satur. Una dintre cele mai interesante experiențe mea, am lucrat pentru cineva, da. Care pot să zic că sunt la un nivel foarte, foarte înalt financiar. Da. Și am ajuns într-o poziție în care am devenit un pic sad lucrând pentru ei. Foarte trist, din cauza că am văzut că ei nu mai au timp deloc pentru ei. Okay. Gen, le plimbăm câinele, da. Cumpărături, oamenii mai au timp de ei. Okay. Din cauza programului. Și atunci ajungi să te gândești, oare chiar vrei să faci asta sau vrei să fii fericit? Eu consider că cel mai ușor să faci bani și să fii fericit e să faci din ce îți place, din pasiunea ta. Și din pasiunea ta cam toți au ajuns să fie fericiți. Pentru noi, cei de aici, când vedem ce se întâmplă acolo, cum să zic, ni se ia tot, știi? Păi ce să fac în România? Unde trag? Ce să fac? Străzi nu sunt, fac 7 ore de la mare la munte, înțelegi? Mai plătești 1000 de dolari pe biletul de avion. Și pentru ce? Dar trebuie să aveți puțin mai vână, înțelegi? Stai frate, păi ne fură aia tot, bă, văd, fură păduri, fură aur, fură aia, fură petrol, gaz, nimeni nu zice nimic, doar se zice prin pălat de ziare și atât. Stai frate, hai să facem ceva, că nu se poate așa ceva, știi? Inițiativă. Chiar inițiativă, perfect. Okay. S-au strâns asta vară în piața acolo, da? Să facă, uite, ia să iasă în fiecare, să fie și să se strângă toți. Și probabil că nu o să schimbe mentalitatea, o să fie târziu, nu o să mai rămâne nimic din țara aia. Și e foarte păcat, pentru că mă uit la voi, uite, tineri, sunteți deștepți.